Știm cât de important este să dormim suficient și să avem un somn de calitate pentru sănătate, pentru imunitate, pentru frumusețe, pentru memorie, pentru concentrare, pentru viteza de reacție. Dacă nu dormim suficient și dacă nu avem un somn de calitate, viteza noastră de reacție va fi mult mai lentă decât în mod normal. Vom procesa informațiile mult mai greu. Reacțiile pe care le vom avea vor fi mult mai încete. Deciziile pe care le vom lua s-ar putea să nu fie chiar cele mai adecvate și să le luăm cu întârziere. Șoferii știu foarte bine acest lucru, pentru că ei știu că atunci când pleacă la drum, trebuie să fie odihniți și apoi să facă pauzele de rigoare, pentru că altfel crește foarte mult riscul de accidente. Noi trebuie să ne luăm răgazul, să ne odihnim adecvat pentru a fi eficienți și pentru a avea un randament maxim. Dacă avem un somn de calitate și dacă dormim suficient, vom învăța mai ușor. Vom gestiona mult mai bine informațiile, le vom reține mult mai ușor, va crește capacitatea noastră de a rezolva probleme și apoi vom fi și mai sănătoși și mai frumoși. Probabil ați observat că după ce dormim suficient și după ce dormim bine, arătăm și mai bine. Pielea noastră este mai luminoasă, mai strălucitoare cumva. Se și spune că ne facem somnul de frumusețe, ceea ce înseamnă că dormim suficient cât să arătăm bine mai apoi. Ceea ce vreau să spun este că mai nou există studii care au pus în legătură somnul, mai exact lipsa somnului și un somn de proastă calitate cu bolile degenerative și studii care au pus în legătură pierderile de memorie ale persoanelor vârstnice cu insomnia cu care se confruntă persoanele vârstnice. Despre ce este vorba de fapt? Se vorbește despre detoxifierea cerebrală. Sunt niște procese extrem de interesante care au loc în timpul somnului. S-a descoperit ceea ce s-a numit sistem glimfatic. Este un sistem de curățare a deșeurilor din creier. Încă nu se cunosc multe lucruri despre acest sistem glimfatic, dar se cunosc mecanismele de acțiune. Prin acest sistem glimfatic se elimină deșeurile care rezultă în urma metabolismului neuronilor. Astfel, prin sistemul glimfatic se elimină toxine, se elimină metaboliți, se elimină proteine, inclusiv plăcile de beta-amiloid. În cazul bolnavilor de Alzheimer, în creier se acumulează aceste plăci de beta-amiloid care duc la moartea neuronilor. În ce au constat aceste cercetări? S-a făcut următorul experiment. Unor șoareci de laborator li s-a injectat plăci de beta-amiloid. Șoareci de laborator care aveau un sistem glimfatic care funcționa în mod normal, au reușit să elimine acele plăci de beta-amiloid din creier. Însă, șoareci de laborator la care sistemul glimfatic nu funcționa în mod corespunzător nu au reușit să elimine din creier acele plăci de beta-amiloid. Și s-a mai constatat ceva. Faptul că eliminarea plăcilor de beta-amiloid avea loc în timpul somnului, pentru că s-au constituit două grupe de șoareci de laborator. Unii au fost lăsați să doarmă și unii au fost privați de somn. Și s-a constatat că în timpul somnului se reușea eliminarea acelor plăci de beta-amiloid, nu în starea de veghe. Ce înseamnă acest lucru? Ce s-a constatat de fapt? Faptul că în timpul somnului acele canale care formează sistemul glimfatic se dilată și circulația prin ele are loc cu o viteză mult mai mare. Prin urmare, somnul este extrem de important pentru refacerea creierului nostru. Despre ce este vorba de fapt? Pentru că noi ne dorim să avem un creier sănătos odată cu înaintarea în vârstă, ceea ce înseamnă că noi trebuie să avem grijă la aceste etape de refacere a creierului, să avem un somn suficient și un somn de calitate pentru prevenția bolilor degenerative. În mod firesc, pasul următor a fost conceperea de produse care să susțină detoxifierea cerebrală, care să susțină buna funcționare a sistemului glimfatic, care să ajute la eliminarea neurotoxinelor,
care să reducă neuroinflamația, pentru că, așa cum se știe, neuroinflamația este legată de boli precum Alzheimer, Parkinson, depresie și alte tulburări mentale. Și un asemenea produs este produsul Voluntastrol, care în România se găsește la hipernatura.com și, bineînțeles, în diferite farmacii. Este un produs realizat din metaboliți secundari ai plantelor și are un rol neurotrofic, neuroregenerativ și de modulare neuroinflamatorie. Este, de fapt, un complex de fitomolecule care susține neuroplasticitatea, rezistența la stres, având efecte rapide asupra dispoziției, energiei și funcției cognitive. Acest produs a fost conceput de echipa de cercetare a companiei Vitality din Noua Zeelandă și, așa cum spuneam, are în compoziție metaboliți secundari ai plantelor, extrași sub formă de bioflavonoide din citrice, din flori de mușețel german, din semințe de cacao. Și acest produs, Voluntastrol, este recomandat persoanelor care se confruntă cu o ceață pe creier. Știți probabil că unii dintre noi ne confruntăm cu o asemenea ceață pe creier. Se și utilizează această expresie din punct de vedere a descrierii acelor simptome pe care unii dintre noi, din păcate, le cunoaștem, pentru susținerea funcționării și pentru eficacitatea acelui sistem glimfatic din timpul somnului, pentru că activează procesele neuroregeneratoare și mecanismele de reparare cerebrală. Este un produs care se recomandă pentru prevenția declinului cognitiv odată cu vârsta. Este un produs care se recomandă în cazul celor care se confruntă cu Alzheimer, cu Parkinson, pentru tulburările din spectru autist sau pentru recuperarea după un atac vascular cerebral. Sunt foarte multe situații pentru care se poate recomanda acest produs, inclusiv pentru anumite simptome neurologice care apar ca efecte adverse ale unor medicamente. Despre toate acestea și, bineînțeles, despre modul de administrare, cereți sfatul medicului și sfatul farmacistului, pentru că, bineînțeles, acest produs se administrează diferit. Dacă vrem să-l luăm pur și simplu pentru prevenție, ca să ne pregătim o bătrânețe așa cum ne dorim, sau în cazul altor afecțiuni, în cazul persoanelor care s-au confruntat cu un AVC, de exemplu. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că urmăriți strategia mea de sănătate, unde încerc să prezint diferite noutăți din domeniul medical, diferite produse care ne pot fi utile și, bineînțeles, vă invit să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să dați like paginii noastre de Facebook, pentru că pe ACC Media Channel găsiți emisiuni de calitate, bine documentate, pentru că toate aceste informații le prezentăm după ce discutăm cu specialiști de top din domeniile lor de activitate. Vă mulțumesc tare mult și nu uitați că de la tinerețe și de la maturitate ar trebui să ne pregătim anii bătrâneții, ca să nu ne chinuim, pentru că nu uitați că să previi este mult mai ușor decât să tratezi. Aveți grijă de voi și de cei dragi, de bunicii voștri, de părinții voștri și de voi.